Bine ați venit la emisiunea Povestiri pentru Alice. Sunt Monica Lupu, iar invitatele mele de astăzi sunt Alice și Griuța. Ne bucurăm că ați ales să petreceți alături de noi câteva minute în care să ascultați o povestire interesantă. Ce povestire ai dori, Alice, să citim astăzi? Ochii electrici. Ochii electrici. Ia să vedem despre ce este vorba. Povestirea se numește într-adevăr Ochii electrici și se găsește în volumul Povestiri pentru copii de Arthur Maxwell. Ca să-i facă o bucurie, bunicul a dus-o pe Joan în oraș. Aveau să petreacă întreaga zi vizitând și luând masa în locuri care mai de care mai plăcute. Când au ajuns la intrarea principală a noului magazin universal, Joan a întins mâna să împingă ușa. Deodată, ușa s-a deschis singură. Ei, ai văzut, bunicule, cum s-a deschis singură? Cum? Cred că tu ai deschis-o. Nu este nimeni în jur să o facă, a spus bunicul glumind. Eu n-am atins-o, a strigat fetița. Încearcă și tu, bunicule. Nu, mai încearcă tu, odată. Joana a ieșit din magazin, iar ușa s-a închis în urma ei. Apoi, fetița s-a apropiat din nou de ușă și chiar când a întins mâna să o împingă încă o dată, ușa s-a deschis singură. Eu n-am atins-o, a spus din nou Joan. Încearcă și tu, bunicule. Bine, a spus el zâmbind. Așa că a încercat și, bineînțeles, ușa s-a deschis și pentru el. E un mister, a zis fetița privind ușa cu atenție, și am de gând să aflu ce este. Trebuie să fie cineva care privește dinăuntru, apoi când vine un client, el trage de un mâner. Nu, nu este așa. Dar trebuie să știi că, într-adevăr, un ochi privește de acolo, nu un ochi de om, ci unul fotoelectric. Un ochi fotoelectric? S-a minunat Joan. Ce fel de ochi este acela? Voi încerca să-ți explic, dar este puțin mai dificil. Vezi? Pe o latură a ușii acesteia este un ochi care emite o rază de lumină subțire în fața ușii către o celulă fotoelectrică ce se află în partea cealaltă. Aceasta completează un circuit electric, iar ușa rămâne închisă. Când cineva pășește în dreptul acelei raze, circuitul electric este întrerupt. Atunci, diferite mașinării încep să funcționeze, iar ușa se deschide. Ce minunat, a spus Joan, dar tot nu înțeleg cum o rază de lumină ar putea mișca o ușă așa mare și grea. Vei învăța despre asta când vei studia fizica la școală mai târziu, a zis bunicul. Dar impulsurile electrice, deși foarte slabe, sunt accentuate ca și de către tranzistorii de la aparatul de radio până când sunt suficient de puternice pentru a pune în funcțiune un comutator care operează un magnet și... Înțeleg, l-a întrerupt Joan încercând să pară foarte înțeleaptă. Și îl numesc ochi fotoelectric? Da, acesta este numele pentru că vede pe oricine intră. Unele magazine de bijuterii au instalat un ochi ca acesta pentru a-i prinde pe hoți. Se spune că bijuteriile coroanei din Anglia sunt protejate de un asemenea ochi. Știi, bunicule, asta îmi amintește de mama. Da? De ce? Pentru că și mama vede totul, a spus Joan cu un zâmbet năzdrăvan. Cred că și ea are ochi electrici, pentru că vede totul și știe totul. Ai dreptate, așa este. Nu-i scapă nimic, nici acum și nu-i scăpa nimic nici când era mică. Și am să-ți mai spun ceva, Joan.
Ochiul acela electric îmi amintește de Dumnezeu. El vede totul, îi vede pe toți și vede chiar mai multe decât mama ta. Este în Biblie un verset care spune: ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni. Se găsește în Proverbe 15 cu 3. Și mai este unul la fel în Iov 34 cu 21. Un verset care spune: căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia. Prin urmare, și Dumnezeu m-a văzut intrând. Da, te-a văzut. Te-a văzut și când ai urcat scările și oriunde în alt loc. Indiferent unde ne aflăm pe pământul acesta, ochii Domnului ne urmăresc. Suntem totdeauna sub privirea Lui. Știi, îmi amintesc un alt text care spune: căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceia căror inimă este întreagă a Lui. Este o imagine minunată, nu-i așa? Ochi privind în toate părțile, văzând totul, văzând pe oricine. Nu m-am gândit niciodată la asta, a spus Joan. Mă face să mă simt bine știind că Dumnezeu vede întotdeauna ce mi se întâmplă și veghează asupra mea. Într-adevăr, și te face să vrei să fii foarte atentă încotro te îndrepți și ce faci și ce spui, nu-i așa, Joan? Da, bunicule. Acum putem merge la standul de jucării? Da, desigur. Așa că au plecat, dar îndreptându-se spre lift, aveau acum un nou sentiment, sentimentul prezenței lui Dumnezeu și o nouă convingere că ochii săi îi urmăreau pretutindeni. Ce bine este să știm că întotdeauna este cineva deasupra noastră, este cineva care veghează, care ne privește cu atenție și care are grijă ca să nu ni se întâmple nimic rău. Sperăm că v-a plăcut povestirea noastră. Dacă doriți să mai aflați și alte întâmplări interesante din viața copiilor, așteptăm să ne scrieți pe adresa monicalupu@mail.com. Domnul să vă binecuvinteze și mergeți înainte cu mult curaj, pentru că cineva acolo sus vă privește și vă ocrotește în orice clipă. La revedere, copii! La revedere!